La Femme Nikita este o serie de televiziune canadiană de acțiune și dramă bazată pe filmul francez Nikita, regizat de Luc Besson. Serialul a fost coprodus de Jay Firestone de la Fireworks Entertainment și Warner Bros. Domestic Television Distribution. A fost adaptat pentru televiziune de Joel Sarnow. A fost difuzat în Statele Unite pe canalul de cablu USA Network pe 13 ianuarie 1997 și a rulat timp de 5 sezoane până la data de 4 martie 2001. Serialul a fost difuzat în Canada pe rețeaua de televiziune CTV. La Femme Nikita a fost cel mai bine cotat serial de dramă american în primele două sezoane. A fost distribuit în câteva alte țări. El și-a găsit locul inclusiv la ProTV. În aceeași perioadă, românii devenind cu adevărat dependenți de aventurile frumoasei blonde. Comparativ cu filmul original al lui Luc Besson sau cu remake-ul Point of No Return, Nikita este o delicventă juvenilă dependentă de droguri care ucide un polițist cu sânge rece în timpul unei tentative de jaf la o farmacie. Este arestată și condamnată la închisoare pe viață, apoi la moarte prin injecție letală, moment în care este salvată în secret de guvern care îi înscenează moartea. Nikita este recrutată de o organizație secretă și transformată într-un asasin extrem de abil care nu poate fi urmărit. Serialul de televiziune diferă de versiunile cinematografice într-un aspect fundamental. Nikita, varianta cu Peta Wilson, este nevinovată. Se pare că ea nu este o ucigașă sau o consumatoare de droguri, ci doar o tânără fără adăpost, care s-a aflat în locul nepotrivit la momentul nepotrivit. Secțiunea 1, o organizație de elită și secretă de combatere a terorismului, o acuză pe Nikita de uciderea unui polițist și este imediat condamnată la închisoare pe viață, unde presupune că se sinucide, doar pentru a fi integrată în organizația secretă Secțiunea 1. Nikita este amenințată că va fi ucisă dacă nu reușește să se conformeze și este forțată să pună în aplicare metodele nemiloase ale organizației de combatere a terorismului, încercând să își păstreze integritatea morală. Această luptă personală devine principalul conflict al seriei. O scenă cheie din cele două filme de cinema implică prima misiune a Nikitei și anume aceea de a asasina un VIP într-un restaurant aglomerat. În ciuda manevrelor altora din jurul ei, Nikita reușește să-și mențină umanitatea intactă. În timp, implicarea romantică secretă și riscantă a Nikitei cu antrenorul său, misteriosul Roy Dupois, personaj interpretat de Michael Samuel, va deveni o altă sursă de conflict a seriei în sine. Chiar înainte de încheierea seriei, Nikita află adevărul și motivele pentru care a fost recrutată în secțiunea 1.